Aproape 200 de sportivi de la 17 cluburi din toată țara au participat la finele săptămânii trecute în București la campionatul național de jiu rezervat juniorilor 1, tineretului și seniorilor. Pe listă s-au aflat și 6 sportivi de la CSEAC Vila. Clubul condus de Ion Chielu a reușit să bifeze numai puțin de 11 medalii, 3 de aur, 4 de argint și 4 de bronz. Performerul delegației Giurgiuveni a fost Claudiu Peiculeasa, acesta cucerind două medalii de aur la Fighting Tineret și Junior 1 și un bronz la jiu demonstrativ Junior 1. Cealaltă medalie de aur a fost câștigată de Marius Tataoan, acesta fiind medaliat și cu argint. Au mai obținut medalii și Vențu, un argint și două medalii de bronz, Cosmin Junghetoru, argint și Andrei Stănică, bronz. De asemenea, CSAC Vila Giurgiu a cucerit o medalie de argint la sistemul demonstrativ. Pentru sportivii giurgiuveni ju urmează o serie de competiții importante, printre care campionatul național de ușu și Openul Germaniei la jiu -jitsu.